Se spune că unul gospodar face vara sanie și iarna carva. Bugați acum un prag de iarnă de amenajarea unor locuri de joacă în tot orașul Cernavodă. Cum se vor derula lucrurile la aceste locuri de joacă și ce aveți în vedere? Da, într-adevăr, când am făcut parcul de pe strada Megidiei și cu locul de joacă, toate cartierele și toți din Cernavodă au zis: domne, faceți și în cartierul nostru, faceți numai pe strada Megidiei, pe cartierul de trust. Și atunci am luat, domnul primar a luat hotărârea să facem 11 locuri de joacă. Deci în fie cartier vor fi locuri de joacă pentru copii, pentru mai multe categorii de vârstă, bineînțeles. Ce presupun aceste lucrări? Sunt făcute, refăcute de la zero, ca să zic așa, sau doar reabilitate? Da, într-adevăr ne-am întâmpinat cu probleme, pentru că nici nu aveau destinație de parc. Și a trebuit să-i dăm destinația, a trebuit să le intabulăm, nu erau intabulate. Domn primar s-a chinuit foarte, foarte tare să le aducă la forma care este acum, ca să putem să începe lucrările. Într-adevăr, acum avem 5 loturi, care este pe strada Titulescu, aici unde ne aflăm. Aici va fi super modernizat, cu tartan, cu alei, cu locul de joacă pentru mai multe categorii, plus fântâna arteziană, care și aceea se va reabilita. Zona va arăta super, zona asta. Domnul primar a reușit să ia și o sponsorizare de la centrala nucleară pentru acest loc de joacă, din cele 5. Celelalte 4 sunt pe strada Viorelor, care tot așa e un parc foarte mare. Pe strada Liliacului, care este în Columbia, la fel, e foarte mare și poate aveți șansa să vă arătăm proiectul, arată extraordinar. Avem pe Mircea cel Bătrân, tot așa un părculeț, și pe Tudor Vladimirescu, care e zona de sus de la încălzire. Și toate aceste lucrări sunt destinate cu siguranță copiilor, dar am văzut că sunt și băncuțe pentru bunicii sau părinții care vor să însoțească pe cei mici. Da, s-a observat că, bineînțeles, bunicii vin cu nepoții, părinții vin cu copiii și, bineînțeles, le-am creat și lor o zonă unde poate să stea să-și supravegheze copiii. Toate aceste lucrări sunt realizate din bugetul local. Bineînțeles, sunt realizate din bugetul local. Noi avem în total 11, cum v-am spus. Acum cele 5 sunt deja la evaluare. Au venit, bineînțeles, mai multe firme și bineînțeles că vor câștiga decât 5 firme sau una dintre ele. Și într-adevăr vom putea demara pe cea de pe Titulescu imediat. Pe cele 4 mai avem ceva avize de luat și ne putem apuca și de celelalte. Legat de această fântână, este una care este vizibilă imediat atunci când coboară cineva de pe pod și intră în oraș pe podul Sfânta Maria, vede această fântână arteziană. Care sunt lucrurile care au fost programate pentru aceasta? Aceasta a vrut să fie o păpădie, fântâna asta arteziană, dar bineînțeles că nu a ieșit niciodată. De când știu eu zona respectivă, n-a fost niciodată să funcționeze ca o păpădie. Noi, într-adevăr, vrem să o punem în funcțiune, să-i schimbăm pompele, să o pavazăm, să o amenajăm și să funcționeze la standardul normal. Fiind înconjurată de brăduți, de așa, va fi o oază de verdeață chiar și în extra sezon. Bineînțeles, într-adevăr, seara aici e plin, toate băncuțele sunt pline, cu pensionari, cu mămici, cu tătici, deci e o zonă frumoasă aici și de-aia vrem să reușim să fântână arteziană și zona să o înfrumusețăm. Când estimați că vor fi gata toate aceste lucrări? Aceasta putem să ne apucăm acum de ea, dar bineînțeles că la anul va fi gata. Depinde și de vreme. Depinde și de vreme. Și celelalte, până la jumatea anului viitor, trebuie să definitivate. Primărie se apucă în sfârșit de locul ăsta de joacă și mai ales de fântâna de arteziană acolo. Ar face un lucru bun, pentru că e păcat, se coboară după pod și e ceva frumos ca să facă ceva, pentru că sunt copii, sunt oameni, are canapele unde să stea oamenii, dar
Vedeți și dumneavoastră cum arată. De când n-ați mai văzut o să arate așa cum arăta ea odată? Nu știu să vă spun. Cred că în jur de 2 ani. De cred, da. V-ar plăcea să ieșiți, eu știu, primăvara, vara, să stați, normal, să vă răcoriți? Pentru că ies, nu că ies în fiecare seară și acum, chiar dacă este frig. Da. Deci mi-ar place și locul amenajat de joacă să se modernizeze și fântâna arteziană, că vă dați seama că e... Nu știu, trebuie să arate frumos. Sunt copii mulți aici care beneficiază de acest loc? Foarte mulți. Da. Foarte mulți sunt. S-ar bucura de el. Vă dați seama. Vă dați seama că dacă ar avea o altă imagine, o altă, un alt peisaj, cred că. Așa, uitați-vă și dumneavoastră. Cum apreciați implicarea primăriei, faptul că vor începe și vor face aceste lucrări? A, vă dați seama. Vă dați seama că e o bucurie. Eu întotdeauna i-am atras atenția și domnului primar și domnului viceprimar să se facă ceva, pentru că se coboară după pod, este... ar fi o imagine frumoasă.